Situația de pe frontul din Ucraina este în continuare dificilă. Bahmut, oraș pe care ucrainenii refuză să-l cedeze, este atacat în fiecare zi. După mai multe luni de asalturi, rușii nu au reușit să preia controlul. Un oraș situat în imediată apropiere de Bahmut este văzut drept o poartă spre iad, locul în care trupele sunt pregătite înainte de a fi trimise la luptă. Bombardamentele au continuat și în mai multe regiuni din Ucraina. O rachetă rusească a explodat aseară în curtea unei case din satul Kotliary din regiunea Kharkov. În urma acesteia au fost distruse două locuințe, iar alte 10 au fost avariate. Potrivit localnicilor, nu sunt victime, dar pagubele provocate sunt foarte mari. Armata rusă a mai lansat alte 5 rachete asupra regiunii Kharkov. Una dintre ele a explodat în aer deasupra unei fabrici. Lupte grele se duc și în orașele Bahmut, Avdiivka, Marinka și în regiunea Donetsk. Trupele ucrainene au respins 58 de atacuri rusești în aceste direcții. Institutul pentru Studiul Războiului nu exclude că forțele armate ale Ucrainei au intrat pe malul stâng al Dniprului din regiunea Kherson. Trupele ruse dezmint informația și spun că dețin controlul. Не поддавайтесь панике. Все тихо, спокойно. Într-o localitate de lângă orașul Makiivka, două femei au fost ucise în urma unei explozii. În mesajul său zilnic, liderul de la Kiev a cerut noi sancțiuni internaționale împotriva industriei nucleare rusești. Zelenski afirmă că Rusia folosește centrala de la Zaporojie drept o armă pentru șantaj. Можливо, що почалась глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, але й дозволяє ставити у залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито енергетичні атомні проекти. Добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держав-терористів. Orășelul Chasiv din raionul Bahmut este poarta de intrare și ieșire din iad pentru soldații ucraineni care luptă pentru apărarea regiunii. De aici sunt evacuați răniții din Bahmut, dar și militarii care își pierd viața în luptele crâncene. Orașul nu este decât o mare unitate militară. În ultimele 24 de ore, statul major al forțelor armate ale Ucrainei au lichidat 690 de invadatori ruși, astfel că numărul militarilor armate ruse uciși pe front de la începutul războiului a ajuns la 186.400. 120.